Bună seara, Bună Ovidiu. seara și bine v-am găsit. Bine te-am găsit și pe tine. Îți mulțumim pentru amabilitate și pentru faptul că ai acceptat să fii alături de noi astăzi. Am un motiv special pentru care mi-am dorit eu personal să fii alături de noi la această ediție. Faptul că m-am uitat pe listările din acest an, vorbeam și cu Ștefan un pic mai devreme, faptul că au fost până acum 19 companii care au venit pe piața principală și aero cu acțiuni. Dintre acestea, jumătate au fost intermediate de Tradeville. Cum ați reușit? E consistent. Am muncit o grămadă. Da. Cam așa. În primul rând, e important că noi am încercat de ceva timp să spargem gheața în direcția asta și încă din 2018, când aveam primul plasament cu obligațiunile Elefant, eram privit așa ca un experiment. Multă lume încă consideră piața aero un experiment. Eu zic că e deja o realitate și trebuie cumva să o integrăm cât mai rapid în peisaj, dacă nu am făcut-o, nu de alta, dar it's where the action is. Foarte important este că am identificat faptul că așa cum e structurată partea asta instituțională în momentul ăsta, inclusiv reglementările europene, pentru companiile din România, încă pragul e destul de sus ca să merite economic să faci, nu știu, listări, să intri în roadshow-uri. Adică trebuie să fie în mod real câteva zeci, dacă nu peste 100 de milioane de euro în chestiune, mai precis la nivel de ofertă, da? Câteva zeci de milioane de euro. Și dacă stai să te gândești că majoritatea antreprenorilor care într-adevăr au un istoric bun, încă nu au o anvergură de genul ăsta, dar și-ar dori ceva finanțare să atragă, sunt dispus să cedeze 10-20% din companii, nu ai foarte multe opțiuni de genul ăsta în România. În schimb, dacă te duci la un palier mai jos, lucrurile se îmbunătățesc dramatic. Și sunt foarte multe companii frumoase care pot fi finanțate, să zic așa, de la bursă, pentru că dacă urmărești pe Ian Buda, de exemplu, el tot spune că firmele din România nu sunt suficient capitalizate. Ei bine, prin bursă se pot capitaliza. Mai greu un pic pe piața reglementată, dar mai simplu pe aero. Asta a fost elementul treapta, cum să zic, the missing link, da? Ceea ce ne lipsea în ecosistemul pieței, în așa fel încât să putem avea plasamente private de succes. De ce sunt plasamente private? Pentru că reglementările sunt mai subțiri acolo, fără să fie laxe, doar pur și simplu mai prietenoase cu o companie antreprenorială. Și de asemenea și pe piața aero, nu ai 5 raportări pe an, ai 2. Foarte important, pentru că tu în general într-o companie care e mega structură, da, alea sunt un scop în sine. Dar într-o companie care e super focalizată pe business, are un spirit antreprenorial important, să tot faci raportări, mai degrabă te defocalizează de la scopul tău principal, de la obiectul tău real de activitate. Și în felul ăsta am descoperit că, având fiind cel mai mare broker de retail din România, putem să capacităm, să zic așa, baza noastră de clienți, în așa fel încât să aducem exact să din mai multe fire să facem un mănui puternic care să ajute companiile astea să financeze. Nu suntem prima companie care face un plasament privat în România, nu suntem prima companie care are ideea de a finanța economia, dar nici Apple nu a fost primul smartphone din lume, al câtelea, habar n-am. Doar că noi am reușit să punem, hai să spun așa, sistemul de așa natură încât să fie atractiv pentru cât mai multă lume. Asta a fost răspunsul mai pe larg. Ăla mai pe scurt îl mențin, adică am muncit o grămadă.
Ok. Să spunem așa. Companii listate pe care voi le-ați adus anul acesta, MAM Bricolage, SafeTech Innovations, cele două companii din grupul Agroland, Raico Transilvania, Visual Fan, Arctic Stream, TTS, Prizel and Valuation, urmează Sovbinator, din câte am înțeles, da. Și Connection Consulting. Sperăm până la sfârșitul anului. Și ce, corect. Cum s-a întâmplat? V-ați dus voi către ei, au venit ei la voi? Cum s-a întâmplat? Un mix, dar în general am încercat noi să fim proactivi. Am identificat pur și simplu companii care ne plăceau. Unele ne-au zis nu mersi, altele au preferat pur și simplu să aibă altă abordare. Și cele pe care le-ați văzut au zis bun, ne-am interesat și noi despre Tradeville, ne place, vedem istoricul de 27 de ani, vedem ce realizați, vedem cum arată povestea voastră. Am avut și avantajul, spre diferență de ceilalți ani în care nu aveam cine știe ce istoric, că deja aveam un istoric de succes și suntem foarte interesați, ca să zic așa, să atingem punctul la cel mai bun de echilibru. Nu este totdeauna între investitori și companiile susținute, companiile finanțate, dar aș zice că de cele mai multe ori este interesant, adevărat, trebuie să facem o distinție între ideea de a avea un profit imediat, care poate să se întâmple, poate să nu se întâmple, poate să fie pe termen mai scurt un rezultat negativ, și a investi într-o companie chiar bună și care dă rezultate. Deci asta este important. Ok. Ovidiu, cât este de greu pentru sau de complicat pentru o companie antreprenorială să treacă prin acest proces de plasament privat? Cât de multe resurse mănâncă? Cât de complicat este pentru ei să facă treaba asta? Știu că voi ajutați, dar cum percep ei? De la companie la companie, sunt companii care trag de noi. Adică nu putem noi să ne mișcăm suficient de repede cum se mișcă ei și sunt companii care, în fine, pare trebuie să avem noi mai multă răbdare. În general încercăm să le punem oamenilor la dispoziție tot know-how-ul nostru și să-i ghidăm în ceea ce privește informațiile pe care trebuie să ni le dea. Adică le putem da exemple, să spun așa, de best practices din trecut. Ei după aia le au și le adaptează la business-ul lor. Încercăm, bineînțeles, să fim implicați în toate etapele procesului, să ne dăm câte o părere despre tot ce înseamnă operațiunile implicate într-un astfel de plasament, în așa fel încât procesul să fie cu cât mai puține poticneli. Au tot fost probleme, de exemplu, se rețin ce dificultăți a fost și presupunerea mea la Registrul Comerțului din Cluj pentru înregistrarea unor majore. Prima dată când s-a dus emitentul a fost, i-am întors de două ori. E adevărat, contează mult și ce consultanți juridici îți alegi și contează mult și foarte mult de fapt consultanții de PR, pentru că trebuie să-ți fac un profil public adaptat investitorilor, bursieri. Accentul din comunicări trebuie să cadă pe treaba asta și atunci trebuie un specialist de PR pe nișa asta bursieră. Din păcate, în România încă bursa este chiar un fenomen de nișă. Stau și mă gândesc că undeva la 0,5% din populație angrenată pe bursa din România. Gândiți-vă, nu știu, ce ar însemna să fie 5 sau 10%. Nu vorbim de 50% ca în state, da? Nu vorbim de, nu știu, 30-40, 15% cum e mai la vest de noi, dar mai la est de New York. Am vorbit de 5-10%, ar fi practic 10-20 de ori mai mult și ai putea să finanțezi și mai bine economia. Lumea mereu uită că foarte mult timp bursa n-a prea putut să-și îndeplinească rolul ăsta. Uite, de exemplu, spunea Ștefan că au fost 19 listări anul ăsta. De fapt, el a menționat toate instrumentele, dar 19 listări de acțiuni. În cei 9 ani de dinainte au fost
16 în total. Ca să înțelegeți ce impact important are ca ceva să devină un fenomen mai răspândit. Nici măcar nu pot să zic încă de masă, doar mai răspândit. Da? Gândiți-vă ce ar însemna să ai de 10-20 de ori mai multe listări. Și noi și Ștefan am fi foarte obosit, știu. Dar mai mult decât atât ar exista joburi, ar exista bunăstare pentru multă lume. Sau nu știu dacă vreți să priviți lucrurile din perspectiva asta, mai multe venituri la bugetul de stat. Cel mai probabil. O perspectivă sănătoasă, mai ales pentru economia țării și pentru depinde cum, bani pentru infrastructura. Depinde de cum vrei să privești, dar este un win-win. Eu îmi dau seama că investitorii pot spune, știi, win-win, dar noi ne asumăm riscul. Și antreprenorii își asumă riscul și își asumă niște chestii în plus. Și brokerii, până la urmă, pun o grămadă de energie în chestia asta și își asumă și ei riscul reputațional. Deci, evident, no pain, no gain. Dar realitatea e că, făcându-ne și mergând către o normalitate în treaba asta, în a finanța din bursă, în a strânge capitaluri ca să, mai ales să ducem bani răbdători în companii, mai ales în partea de capitaluri proprii, da? Acolo unde o companie, dacă dorește, poate după aceea să opteze fie să mai aia și obligațiuni, fie dacă nu știu, nu-i place ceva la obligațiuni, să ia un credit bancar. De exemplu, credit bancar se poate da foarte bine pentru nevoile de fond de rulment în anumite condiții sau pentru, nu știu, finanțări de comerț, contări, habar n-am, lucruri de genul factoring. Da, toată treaba asta depinde și de cât capital ai, că dacă tu tot te împrumuți, invariabil se mai strică mediul și atunci nu mai ai bani iar pentru zile negre și poți să ajungi să te sufoci fără ca tu fundamental să fii un business prost. Deci dintr-un dezechilibru financiar, asta ajută partea de bursă, ajută foarte mult la tot ce înseamnă echilibrarea trebuie să în societate. Desigur că în sistemul capitalist există întotdeauna o propensitate către exagerări, și în plus și în minus. La începutul anului mai degrabă exageram un pic investitori în plus cu reacțiile după listări, pentru că da, erau și ei ca niște oameni care nu mai văzuseră multă apă de multă vreme, și imaginează, știi? Și acum e invers, suntem foarte, foarte selectivi, că nu știu dacă e chiar, cum să spun, nu trebuie să schimbăm din nască la absolut orice. Nu există firmă perfectă, dar trebuie să vezi perspectivele și să, mai ales dacă te duci ca investitor într-un plasament, trebuie să-i acorzi răbdare companiei respective. Vezi ce face, un an, doi, trei. Un an chiar e puțin, pentru că ei încearcă să au luat niște capitaluri și acum o să le pună în operă. Deci durează. Uite, dacă stai să tot am vorbit de Bitnet, da, Bitnet este o companie care sigur s-a ridicat, a făcut o grămadă de M&A, dar chiar și acum pun foarte mult accent pe dezvoltarea business-ului. Bottom line-ul, dacă vine, e bun, dar dacă nu vine, asta este. În primul și în primul rând încercăm să facem să ne focalizăm pe extinderea afacerii. Asta este un growth company, da? Și asta la noi suntem oarecum chiar răsfățați, pentru că multe din companiile astea, multe din business-urile pe care le-am adus, nu numai eu, dar și colegii mei pe bursă, sunt companii care cresc și cresc în condiții de profit. Da? Să ne amintim că Amazon, bine, nici acum nu mai știu pe de rost multiplii, dar Amazon a avut atâția ani de rând multiplii de price to earnings de 500, 700, erau. Nu mai văzuse nimeni așa ceva la o companie care să fie și pe cale să intre în indicii mari, nici de rang înalt. Deci răbdarea asta contează foarte mult. Bun. Hai să avansăm, că altfel pot vorbi mult de subiectul ăsta. Ovidiu, am văzut, mi-am făcut o listă din presă cu companiile care și-au anunțat intenția de a se lista sau au făcut plasamente private. Dintre ele
am observat pe listă că sunt trei companii al căror intermediari sunteți voi, respectiv Dr. Fisher Dental, Grup Sherban Holding și Bento. Sunt plasamentele încheiate pe aceste companii sau urmează? Eu n-am voie juridic să răspund la chestia asta, că se consideră că aș face promovarea unui plasament care trebuie să fie strict privat. Dar pot să spun că nu am încheiat niciun plasament în luna asta și avem în vedere ca până la sfârșitul lunii să avem 3 operațiuni încheiate și încă 2 sperăm noi în decembrie. Okay. Asta pot să spun. Poți să-mi spui atunci cam câte companii, cu câte companii discutați în mod avansat, deci există discuții serioase, nu doar intenții, de a veni la bursă în momentul de față? Aproximativ. Păi, în afară de astea 5 unde deja avem și o dată, dacă includ și companiile care se întorc, ca să zic așa, ca să vedeți că le-a plăcut la bursă, aș zice că ar mai fi cel puțin încă o dată pe atâtea pentru anul viitor. Deci okay. Măcar sunt undeva între 10 și 15 în total cu cele planificate anul ăsta. Ok. Am citit recent despre faptul că Mihaela Băciu va pleca de la Tradeville. De ce pleacă și cine va prelua conducerea după plecarea dânsei? Bine, Mihaela a spus chiar ea public de ce pleacă. A avut o postare în social media, da? Și citesc de acolo, pur și simplu, după 24 de ani, să fiind primul ei job, dacă nu mă înșel, hai zicem primul ei job full-time, da? După studenție, până la urmă a ales să ia o pauză, după care probabil că noi proiecte. Cine va veni în loc, deocamdată sunt eu și în momentul ăsta avem un candidat, un CV foarte bun, care se află în autorizare la ASF și atunci când va fi gata, bineînțeles că îl vom prezenta publicului. Și okay. Când spun îl, nu înseamnă neapărat că o persoană de sex masculin. Nu mai știu de ce sex gen, mă pricep. Nu trageți pur și simplu una. Nu contează, sunt amănunte. Okay. Ovidiu, pentru investitorii de retail care vor să participe la un plasament privat, cum, ce trebuie să facă, ce criterii trebuie să îndeplinească? Știu că a fost o întreagă discuție în prima parte a anului vis-a-vis de investitori care vreau să participe în plasamente și nu reușeau să intre. Cum se procedează? Trebuie să urmeze o anumită procedură? Trebuie să fie ceva anume ce trebuie să facă sau să încadreze? Care sunt criteriile, pe scurt? Încerc să spun foarte pe scurt, dar în primul rând trebuie să înțelegeți ceva. Regulile spun următorul lucru, că tu ai voie să adresezi oferta asta unui număr de 149 de clienți clasificați ca retail. Poate fi milionar, dar pur și simplu nu s-au deranjat sau nu au mai îndeplinit încă unul din cele două criterii ca să poată să fie considerat profesional. Astea sunt regulile Uniunii. Unele sunt mai bune, altele sunt mai puțin bune. Eu mi-aș dori măcar să nu mai fim mai catolici decât Papa. Uite, vezi, de exemplu, faptul că fondurile deschise din România nu prea pot să investească în aer, deși ar avea voie la nivel european. Dar revenind la întrebare, deci, ca atare noi trebuie să intuim. Cum intuim? În general după istoric al persoanei respective, un istoric de investiții, vedem ce are în portofoliu, vedem, de exemplu, și cât timp își menține investițiile, cum își rulează, din ce domenii, ce anvergura portofoliului are, dacă companiile respective pe care le are în portofoliu sau le-a mai avut la un moment dat și le-a ținut o perioadă suficient de lungă, seamănă cu ce avem noi în momentul ăla în idee. Și așa, de-abia atunci așa se conturează lista.
am avut niște discuții interne și încercăm să vedem dacă nu putem să avem mecanism în care pur și simplu să includem și, nu știu, la fiecare plasament, mai ales dacă ne simțim mai confortabil cu felul care arată piața în momentul respectiv, dacă e piața mai permisivă, cum a fost în, la mijlocul anului, un număr de 10-20 maxim de clienți mai noi, așa fel încât să nu fie, degeaba mă duc la trading, că la aia trebuie să stau 3 ani de zile până cât pot să intru și într-un plasament. În același timp trebuie să recunoaștem că e și varianta cealaltă, adică băi, eu sunt la trading de 20 de ani de zile și uite că eu nu reușesc să intru în plasament. Atunci trebuie totuși, consecvența și istoricul trebuie cumva un pic măcar prioritizate. Dar da, suntem preocupați și sistemul încercăm să-l modificăm dinamic, să zic așa. Dincolo de asta sunt persoane care sunt clienți profesionali și care pot doar să ne tragă de mânecă, pentru că în principiu nu consumă invitații. Este drept că ne uităm totuși și la comportamentul lor, să spun, investițional, că dacă e cineva care tinde să aibă o orientare mai degrabă speculativă, mai puțin potrivit pentru genul ăsta de operațiuni. De ce? Pentru că având puțin clienți, chiar dacă unul, doi, eventual și mai mari, în prima zi de la listare pur și simplu pun ordin market și asta este ce se întâmplă. Dacă iese cu plus, foarte bine, dacă iese cu minus, asta e, mai vedem data viitoare. Există riscul ca fără vreo vină a companiei sau mediul să fie prost, că na, ce s-a schimbat de câteva înainte, nu neapărând informații negative sau ceva despre companie, totuși lucrurile să se ducă în jos în piață pur tehnic. Nu vrem să se ajungă la asta, n-are sens, adică nici investitorul respectiv n-a făcut bani, nici ceilalți nu se simt prea bine și nici antreprenorul, că nu are și el un obraz. Adică oamenii, să știți că eu îi văd, n-am văzut pe niciun să zic că mă doare undeva ce se întâmplă în piață. Chiar sunt conectați și le pasă și îi deranjează. N-au ce să facă, bagă capul între umeri și fac ce au făcut și mulți ani înainte să se listeze, adică muncesc în continuare. Atunci când au o situație care nu le convine, muncesc și încearcă să scoată rezultate și să arate că de fapt a fost un exces în jos, să zic așa, al pieței. Mulți uită că antreprenorii aceștia, care de obicei dețin 60-70% din compania listată, au banii lor investiți acolo și atunci cotația respectivă îi afectează. Mulți ani din viața lor investiți acolo. Da. Deci văd companii care au 10-15 ani în spate, cred că unele poate și mai mult. Și sunt începute de mulți oameni de pe băncile facultății, îți dai seama, nu cu foarte mulți bani. Repet, poveștile de viață sunt impresionante. Nu vreau să intru în discuția despre survivorship bias, adică sigur sunt și foarte mulți, poate majoritatea proiectelor antreprenoriale nu au succes, dar astea care au avut succes și ajung la ceea ce considerăm noi ca fi o masă critică, chiar merită susținute pur și simplu de noi, pentru că e un om care dă dovada faptului că știe să facă mai mult decât suma părților din ceea ce primește, din ceea ce are la dispoziție, da, să genereze așa acea mult răgnită valoare adăugată și din chestia asta câștigă toată lumea. Repet. Ok. Aș vrea să înțeleg un lucru, pentru că mi-ai spus mai devreme de clienți profesionali și clienți de retail. Există posibilitatea într-un fel sau altul, eu dacă sunt client de retail sau profesional al Tradeville și vreau neapărat să particip la un plasament privat, pot să vin către voi și să solicit acest lucru, să fiu inclus? Mai ales ce se întâmplă într-adevăr și trebuie să recunosc că lăsăm posibilitatea asta cu condiția ca respectivii clienți, toți clienții care fac chestia asta, trebuie să treacă, să aibă așa numitul chestionar de producție complexe completat și să aibă un nivel minim de al scorului respectiv. Da, bine, chestionarul trebuie să-l ai și ca să poți să investești în, nu știu, SIF 3, poftim, sau în TP. Sunt clasificate ca fiind produse complexe.
alt side effect al reglementărilor europene. Repet, sunt și părți bune, dar și unele mai ciudate. Și SF-ul consideră că tot ce e în plasament privat e produs complex, prin prisma faptului că încă n-a fost listat și n-a trecut cu un IPO prin ca să se ducă prospectul conform reglementărilor europene. Da? Și atunci chestia asta e importantă. Dar dincolo de asta sunt de multe ori persoane care sunt, să zic așa, afiliate, chiar dacă nu sunt afiliate efectiv conform definiției juridice, dar sunt, nu știu, parteneri de afaceri sau furnizori sau clienți, de multe ori chiar clienți ai afaceri XYZ, care sunt foarte bucuroși să investească, să aibă și acolo participă. Și ok, pe ei îi abordez, că practic l-au abordat ei pe partenerul lor, adică pe emitent. Și dacă ok, își deschid cont și trec de chestionarul respectiv, e în regulă. O să invit. Dincolo de chestia asta, sigur, dacă n-ai nici înclinări și mărică cu emitentul și doar ai auzit de plasamentul X din presă, absolut vino către brokerul tău, sau dacă nu ai broker, vino către helpdesk, e foarte simplu, din platformă, e un chat. Păi uite, am găsit articolul ăsta, click link acolo, compania, mie nici nu trebuie să zici neapărat, dar e mai bine ca să dai să nu existe nicio urmă de îndoială despre ce companie e vorba. Și dacă voi faceți plasamentul, aș vrea să particip și eu. Informația o să ajungă la brokerii care fac selecția după toate regulile astea, dar nu e chiar garantat. Adică, de exemplu, e bine să spui și cam ce sumă poți mobiliza pentru plasamentul respectiv. Că, hai să spun și invers, noi am adresat chestionare de multe ori din bazei noastre de date, care e de zeci de mii de clienți. Am primit sute, chiar nu știu că pot zic chiar mii de răspunsuri, dar e posibil. Și pe cele mai promițătoare am mers, o să revin și asupra sumei finale, dar pe cele mai promițătoare sumei minime, că am menționat mai devreme, am mers și am discutat după aceea cu oamenii, da? Ok, ați completat asta, vreau să mă asigur că nu e o greșeală, etc. Și de multe ori spuneai, care e suma minimă pe care ai investit într-un plasament privat? Într-un plasament privat înțelegi că este o operațiune și omul scria 20.000 de euro. Ziceai, ok, deci pentru a-ți fi dispus să investiți 20.000 de euro în acțiune obligativă, de fapt, nu, în total 20.000 de euro, așa, 2-3.000, ceea ce de multe ori te cam limitează, pentru că, uite, dacă eu am doar 149 de invitații plus ce se mai plânge de la profesionali, interesul tuturor până la urmă este să iasă operațiunea, da? Să se treacă de suma minimă pe care vrea să o strângă emitentul. Și ca atare se stabilește un prag sub care nu se acceptă subscrieri. Deci dacă tu, eu ți-am transmis ție și zici, da, Ovidiule, e super mișto, uite, îmi place, bag și eu 2.000 de euro. Și pentru mine pragul minim este de 10.000 de euro. O să zic, ok, dar pragul minim de 10.000. Și o zic, nu știu, 10.000, parcă îmi dezechilibrează portofoliu, nu știu ce să zic, nu, mă mai gândesc. În momentul ăla am pierdut invitații. Am mai rămas 148, dacă se repetă chestia asta de multe ori. Și la început chiar se repeta, adică te mindeai 149 de invitații și aveai 30-40 de subscriitori. Dar încet, încet oamenii au înțeles și noi am început să targetăm un pic mai bine, să pricepem mai bine cam ce înseamnă, cum să spun, cam care sunt elementele de succes, să spun așa, ale unui investitor, sau pentru care pentru investitor respectiv e un succes respectiv plasament. Și atunci încet încet a crescut, adică am avut m-a surprins un pic întrebarea, dar știam deja. Am fost într-un comitet de admitere tranzacționale acum câteva luni și m-au întrebat, ok, dar uite, voi ați zis că e plasament privat. Și aici în memorandum scrie că aveți în total 164 de investitori. Nu era 149, ce s-a întâmplat? Și ai explicat, ok, dar uite, 149 de investitori, dar mai avem și investitori calificați, de fapt, investitorii
așa zici de retail sunt mai puțini de 149, dar avem atâția calificați și restul sunt investitori retail. Okay. Toate lucrurile astea, da. Te rog. Da, spuneam că toate lucrurile astea eu pot spune foarte mult. Mi se pare foarte interesant ce face, mă pasionează, dar într-adevăr timp să intru și încerc scuze dacă am plictisit audiența în anumite detalii. Toate detaliile astea contează, ele se adună și încet încet formează un mozaic. De asta nu e neapărat foarte simplu, doar că este o colecție care devine complexă a unor lucruri care în sine ele sunt simple, adică știți, sunt ușor explicabile. Dar încet încet întregul după aia devine complex. Gândește de la un mozaic, așa, morale. Ok, o ultimă întrebare legată de partea aceasta. Acest prag minim este variabil în funcție de fiecare plasament privat, da, sau este unul fix? Pentru că unele sunt mai mici sau mai mari. Okay. Ca să pun, cum să zic, să fiu foarte corect, dacă nu am disponibil pentru o singură operațiune măcar 80.000 de euro, a zice ok, nu sunt încă acolo, o să ajung, deocamdată fac altele. Pentru că e foarte puțin probabil ca pragul minim să fie mai mic. Chiar dacă oferta e în lei, de multe ori, cele mai multe ori au fost în lei, adică, dar vă dau o cifră de acolo, deci 40-50 de mii de lei probabil sub asta începe să fie puțin probabil să ai pragul minim mai jos de atât. Ok, îți mulțumesc mult, Ovidiu, pentru toate aceste detalii.